O serie de modificări legislative care vizează funcționarea camerelor de comerț și industrie din România se află acum în dezbatere publică, iar reprezentanții acestui segment atrag atenția că țara noastră are cel mai subfinanțat sistem cameral din Europa. În acest sens sunt necesare unele intervenții, iar o prioritate în acest sens o reprezintă promovarea exporturilor, care sunt în scădere în comparație cu importurile. Pentru aceste activități de promovare trebuie alocate însă și resurse financiare. Lucru care acum nu se întâmplă. Acest proiect de completare a legii dorește să aducă practic două modificări majore. Una se referă la o contribuție pe care ar trebui să o plătească toate companiile din România, o contribuție care ar urma să fie colectată la nivelul Camerei Naționale pentru asigurarea promovării și a concentrării eforturilor la nivel național spre export. O altă modificare a prezentei legi se referă la obligativitatea existenței unei pregătiri minime în cazul administratorilor de firme din România. În momentul de față există foarte multe situații în care aceste persoane nu dețin nici cunoștințe elementare necesare pentru coordonarea unei afaceri. O altă componentă pe care urmează să o modifice dacă, dacă va trece de votul Parlamentului, e cea legată de competențele de antreprenoriat și administrarea afacerilor de către administrator. În momentul de față, din păcate, la constituirea societăților și la preluarea mandatelor de administrator, de către administratori acestora, nu se solicită niciun fel de document de pregătire profesională. Sunt foarte multe companii ai căror administratori nu știu tabla înmulțirii. Trebuie să fim foarte, foarte cinstiți. La nivel național, în România există 1,1 milioane de companii înregistrate, însă aproximativ o treime din ele nu au depus bilanț, de exemplu. Cu o minimă pregătire în domeniu a administratorilor de firme, acest impact negativ ar urma să fie diminuat, explică oficialii CCI Maramureș.